Cea mai frumoasă parte a vieții unui om este fără îndoială copilăria. Pe 1 iunie sărbătorim copilăria, iar cu acest prilej, dacă nu v-ați făcut planul pentru această zi specială, nu ezitați să faceți o plimbare prin parcul Mihai Eminescu, unde cei mici vor avea parte de surprize. În data din 1 iunie vom invita copiii de pe raza muncii Botoșani să petreacă alături de noi la terenul de joacă construit pe zona de grement din parcul Mihai Eminescu, unde vor avea acces gratuit atât la terenul de joacă, ce conține saltea gonflabilă, trenuleț, mașinuțe electrice, cât și la zona de apă, unde avem bărcile și hidrobicicletele. Copiii și-au făcut deja planuri pentru ziua lor liberă. Pe 1 iunie am putea ieși undeva la iarbă verde la picnic și să ne jucăm, să facem un grătar. Părinții mei s-au gândit că vom merge într-o excursie la munte și poate mergem în stațiune, mai vizităm cetăți. Da, ești bucuros că o să fii liber de la școală? Mă înțeleg bine cu colegii și nu foarte bucuros, dar probabil voi merge la o piscină sau ceva de genul. Să-i la piscină? Da. Și altceva? Știu eu, un cadou? Le-ai sugerat părinților tăi ceva? Nu, doar să fie fericiți. Va fi instituit un program de acces, iar fiecare copil se va distra în parc câte 30 de minute. Cei mici se vor bucura și de mici cadouri.